Atunci când simți că viața devine tot mai grea și că ai nevoie de protecție divină, rostește cea mai puternică rugăciune pentru reușita în viață. Rostește-o măcar o dată pe zi, timp de o lună, și vei vedea că inima ta devine mai ușoară și tu vei privi lucrurile din viața de zi cu zi cu mai multă înțelepciune. Conform clickpentrufemei.ro, Doamne, așa precum arde lumânarea mea de repede, luată din Sfânta Biserică, tot așa să-mi ajute Dumnezeu, Maica Precista și toți Sfinții, ca să piară tot atât de repede toate făcăturile, spurcăciunile, toate relele și patimile, blestemele și lucrurile diavolești, farmecele, descândecele, meșteșugurile și uneltele diavolești de la locul unde stau, de la casa mea, din familia mea, de la cei bântuiți de patimi, din capul meu, din trupul meu, din sufletul meu, din familia mea. Doamne, ajută-mă să-mi recapăt sănătatea, liniștea, sporul și prosperitatea casei, a serviciului, a locului unde lucrez, să fiu bine văzut, să am spor în casă, în vite, în păsări, să fiu ferit de accidente și de relele întâmplări, eu și casa mea, familia și colaboratorii de la muncă. Doamne, să se depărteze vrăjmașii și să se îmblânzească, să am soartă bună de la Dumnezeu, să mi se dezlege cununiile și făcăturile, să fiu ferit de argintul viu și lucrurile vrăjitorești, să nu aibă putere asupra mea. Doamne, ferește casa mea de ură și invidie, de certuri, de bătăi, de boli molipsitoare, de beții, de anturaj prost. Doamne, veghează și întărește tineretul și copiii celor de un neam și o credință cu noi. Doamne, ai grijă de toți copiii și înțelepțește și pe copiii mei. Doamne, dă-ne pâinea cea de toate zilele și liniștea ta cea sfântă. Doamne, să se împlinească toate rugăciunile noastre. Doamne, ajută-ne, Doamne, iartă-ne, Doamne, miluiește-ne, Doamne, fie-ți milă de noi. Doamne, al puterilor fi cu noi. Amin. Relatează click pentru femei.ro.